Stimați prieteni, bună ziua! Suntem la cea de-a 8-a ediție Analizelor Economice și astăzi dorim să discutăm un aspect care parțial am discutat sub un alt unghi, dar astăzi aș dori să vorbim despre impactul pandemiei COVID-ului asupra ramurii turismului și în special asupra turismului receptor. De ce spun că parțial am vorbit? Deoarece în ediția din 14 mai, a treia ediție a Analizelor Economice, am prezentat un sondaj economic realizat de IDIS Viitor în parteneriat cu CBS AXA, unde am vorbit despre impactul COVID-ului asupra turismului ieșirii din țară sau asupra odihnii cetățenilor Republicii Moldovei, fie când pleacă peste hotare, fie când sunt în interiorul țării. Însă, din sondaje este foarte greu, nu zic imposibil, dar foarte greu să vezi câți turiști străini nu au vizitat Republica Moldova. În schimb, avem datele statistici și astăzi vom vorbi despre impactul COVID-ului asupra turismului Republicii Moldova din perspectiva datelor statistice ale Biroului Național de Statistic, unde vom vorbi atât despre turismul receptor, cât și turismul de ieșire din țară. Din primul grafic care îl vedeți dumneavoastră, facem o primă concluzie. Din anul 1994, în anul 2020, am avut cea mai mare scădere a numărului turiști străini care au vizitat Republica Moldova. 12,9 mii, aproape 13 mii de turiști, mai puțin decât o an în precedent. De ce spun din anul 94? Dacă vă uitați atent în grafic, în colțul din, la dumneavoastră, cred că este colțul din dreapta, veți vedea că în anul 1992, în Republica Moldova, au fost 292.000 de turiști. De fapt, potențialul turistic a Republicii Moldova era de o capacitate de circa 300.000 de turiști din afara Republicii Moldova, atunci era Uniunea Sovietică, se distrăma, deci undeva 300.000 de turiști din afara Republicii Moldova vizitau țara noastră și capacitatea noastră turistică, de cazare, de organizare excursă, era de 300.000 de turiști. După aceasta, timp de 2 ani de zile, a avut loc o prăbușire până la 26.000 de turiști. Noi, în principiu, am fost cam în toată această perioadă de aproape 30 de ani de zile la nivel de 20.000 de turiști anual străini care veneau în Republica Moldova în mod organizat. Deci, ce spun în mod organizat, este un element extrem de important și aici este un lucru aproape hazliu, dar după minim bucurător, Moldova este înaintea întregii planete asupra unui proces care acum derulează în toată lumea. Ce am în vedere? La cei care avem noi, în mod normal, cam 20.000 de turiști anual care vin în Republica Moldova în mod organizat, mai avem încă 130.000 care vin nu prin intermediul agențiilor, dar tot vin în calitate de turiști, vin în vizită să vadă Republica Moldova, să odihnească, respectiv beneficiază toată infrastructura. Merg la hoteluri, merg la restaurante, se comport ca un turist, numai că nu vin nimeni organizat. Deci am spus că noi suntem înaintea planetei întregi, din simplu motiv că la noi, după ce s-a destrămat Uniunea Sovietică, turismul organizat în Republica Moldova practic a murit. Și atunci tot ce a fost la noi a fost turismul neorganizat, care oamenii pur și simplu veneau în Republica Moldova în vizită. În prezent, în întreaga lume, toate agențiile de turism au o provocare mare, deoarece, datorită tehnologiilor moderne, există foarte multe soluții prin care cetățenii diferitor state nu mai apelează la agenții pentru a-și organiza vacanță, dar merg în așa numitul turism neorganizat. Și este o tendință în întreaga lume și agențiile încearcă să facă răspund aceste provocări. Dacă în multe țări acest proces doar a început, noi, după cum am explicat, deja vreo 30 de ani de zile în Republica Moldova, acest turism este în această formă. De fapt, noi de vreo 30 de ani de zile, la noi cam 85% din turiștii care vin în Moldova vin neorganizați și undeva vreo 15% organizați. Dar de ce vorbim despre ei? Deoarece anume ei caracterizează ramura turistică și anume aici vedem cea mai mare problemă a Republicii Moldova, deoarece la noi, la un turist străin care este adus de către o agenție de turism, 15 moldoveni pleacă peste hotare. Raportul este 1 la 15. Deci, un străin vine în Moldova în condiție când 15 moldoveni pleacă peste hotare în diferite odihne. Și asta n-a fost întotdeauna. Lucrul acesta s-a început a diferenția undeva după anul 2002-2003. Despre aceasta vom vorbi ceva mai departe. Deci, după cum am spus, în anul 2020, COVID-ul a lăsat cea mai mare amprentă
asupra ramurii noastre turistic receptor, turism receptor, adică acel ostrăin care vine în Moldova, după prăbușirea Uniunii Sovietice. Atunci noi ne-am prăbușit la 300.000, la 20.000, evident, prăbușirea aceea nu o mai examinăm, însă timp de 20 de ani de zile, 25 de ani de zile, dacă vă uitați în grafic, la noi în principiu am oscilat între 15-25.000 de turiști, am mai avut în 2006 o scădere foarte pronunțată, însă cea mai puternică a fost în acest an. De unde a scăzut turismul în Republica Moldova? Următorul grafic, vedeți că în principiu primele 10 țări care sunt din Republica Moldova, turismul a scăzut cam cu 90%. Ce înseamnă lucrul acesta? Că practic de acolo de unde veneau turiști, în special țările cum ar fi Austria, Germania, de unde în anual veneau câte 2.000 de turiști, chiar aproape de 3.000, practic turiștii în anul pandemic a ajuns la zero. Deci câteva țări de unde noi tradițional aveam turiști, a scăzut, să nu zic 100%, dar la nivel de 90-95%. Și avem o singură excepție fericită, cum ar fi turistul la nevoie să cunoaște. Deci din toate țările care le avem noi, de unde vin turiști în Republica Moldova, absolut din toate țările, numărul de turiști în 2020 a scăzut dramatic, cu excepția unei țări. România. Deci doar România în anul 2020 și-a mărit numărul de turiști care au venit în Republica Moldova cu 1,6 mii și de fapt a stopat din prăbușirea și așa foarte mare a turismului. De fapt, România parțial a compensat acest lucru. De ce s-a întâmplat acest lucru? Încă o dată vreau să menționez, noi vorbim despre turiști organizați care prin intermediul agențiilor hotărâți să viteze Republica Moldova. Cred că și România, neavind o altă oportunitate de a merge în alte părți din cauza pandemiei și a fiind ceva mai ușor de venit în Republica Moldova, frații noștri români s-au gândit, hai să văd și Republica Moldova ca țară, cu atât mai mult că nu mai am unde merge în altă parte. Totuși, cine sunt, care este profilul turiștilor care vin în Republica Moldova în mod organizat? Pentru ca să nu fim influențați de un an sau altul, am luat media anuală pentru ultimii 10 ani de zile. Deci graficul care îl vedeți mai departe, top 10 țări care ne asigură cel mai mult flux de turiști, de fapt cu care turiștii care vin în Republica Moldova, asta ca să vă creați un tablou cât de cât clar, este media pentru ultimii 10 ani de zile, evident într-o an este mai mult, într-o an mai puțin, spre exemplu România anul trecut a avut o performanță mult mai mare, dacă ne uităm câți turiști au venit anul trecut din România în Republica Moldova, trebuie să facem o concluzie. România anul trecut a asigurat 70% din toți turiștii care au venit în țară. Adică dacă nu era în România, pur și simplu Moldova nu venea nimeni. Fiecare, de fapt, 2 din 3 turiști care au venit erau din România. Ne uităm că pe primul loc se află România cu 3.600 de persoane anual, pe locul 2 Federația Rusă, urmează apoi Ucraina, Germania și Polonia. De fapt, 5 țări din regiuni ne asigură nouă peste 50% din numărul total de turiști care vin în Republica Moldova. Dacă ținând cont că am uitat să menționez, această emisiune este rezultatul muncii pe care noi, Idis Viitor, o realizăm într-un proiect de turism verde, transfrontalier, și anume sunt implicate 3 țări, România cu regiunea sa Galați, cu județul Galați, Ucraina cu regiunea, microregiunea sau raionul Reni și raionul Cahul din Republica Moldova. Noi încercăm să dezvoltăm turismul verde și anume transfrontalier, ca cetățenii din toate aceste 3 țări să avem un traseu turistic comun, fie să atragem turiști străini în regiuni, fie turiștii noștri să circule unul dintr-o țară în alta. Din acest motiv am selectat următorul grafic, este dinamica turismului în Republica Moldova din 2 țări, Ucraina și România. Vreau să vă spun că Ucraina, pe vremea când Republica Moldova avea până la 300.000 de turiști, Ucraina ne asigura undeva 40% din toți turiștii care veneau în Republica Moldova erau din Ucraina, asta înseamnă 120-130.000 de turiști anual. Acum, evident, nu putem vorbi de așa cifre. În ultimii ani, numărul de turiști care vin în Moldova din Ucraina oscilează undeva la 1.000-1.500 de persoane. Pentru comparație, cetățenii noștri care pleacă peste hotare, conform sondajului Idis Viitor, sunt numai puțin de 90.000 de turiști care pleacă. Evident, oficial pleacă un număr cu mult mai micuț, dar partea neoficială este foarte mare. Din România,
Noi am avut, practic, maxima istoric undeva în jur de 7.000 de turiști. După aceasta am înregistrat o scădere, dar începând cu anul 2010-2011, avem o intensificare sau o creștere a atenției turiștilor din România în Republica Moldova. În 2020 am ajuns, practic, la un record, așa, din ultimii 25 de ani am avut 5.600 de turiști și pandemia, cred că unicul lucru pozitiv care l-a făcut în ramura turistică a dus la ceea că România a decis să descoperi Republica Moldova în anul 2020 și, încă o dată, repet, ne-au asigurat 70% din toți turiștii. Dacă ne uităm la dinamica turismului, aici vedem cum ar fi bilanțul economic al turismului. În graficul de mai sus vedeți două grafici, graficul de sus, din următoarea activitate agenției de turism. Aveți câți turiști din Republica Moldova pleacă peste hotare și mai jos câți turiști din peste hotare vin în Republica Moldova, iar mai jos raportul câți turiști străini revin, invers, câți turiști moldoveni revin la un turist străin care le vine în Republica Moldova. Cel mai trist a fost în anul 2019. Dacă vă uitați atent în anul 2000-2001 până în 2005, practic la un turist moldovean care pleca peste, la un turist străin care venea în Moldova, doi moldoveni plecau peste hotare. Practic ramura era foarte slabă, noi nu mergeam nicăieri, nimeni nu venea la noi. După aceasta, după 2005, când, trebuie să spunem așa cum este, bună stare cetățenilor a crescut, plus în mod special după ce s-a eliberat regimul de viză, cetățenii noștri au îndrăgit foarte mult să plece peste hotare, partea proastă că străinii nu au îndrăgit să vină în Republica Moldova. Și în anul 2019 avem recordul istoric absolut, când aproape avem 16 turiști moldoveni plecați peste hotare la un turist străin venit în Republica Moldova. În anul 2020, în anul pandemiei, s-a mai întâmplat un proces. Numărul de moldoveni care a plecat peste hotare a scăzut cu mult mai tare decât numărul străinilor care a venit în Moldova. În drept consecință, la noi puțin s-a îmbunătățit acest raport. Dacă vă uitați atent, în anul 2019 am avut 310.000 de turiști veniți în mod organizat în Moldova, iar în 2020 doar 75.000. Cât privește Moldovia, 310.000 turiști moldoveni plecați peste hotare și 75.000 în anul trecut din moldoveni au plecat peste hotare. O scădere dramatică, lucru care a fost confirmat și de fapt și de către cercetarea noastră pe care am realizat-o. Într-adevăr, anul trecut cel mai tare a scăzut plecarea moldovenilor peste hotare. Dacă nu uităm 10 țări care cel mai mult a scăzut în anul 2020 plecarea moldovenilor peste hotare, domină Bulgaria. Din ce cauză? Bulgaria este în primul rând țara cu aproape cea mai mare destinație turistică organizată sau țara unde pleacă cel mai mulți moldoveni. Și dacă ne uităm, de la 86.000 a scăzut până la 4.000. De fapt, practic, Bulgaria nu a fost țară de destinație turistică anul trecut, numărul de turiști moldoveni a scăzut peste 20 de ori. Pe locul 2 ca număr, dar nu ca impact, este Turcia. Din ce cauză? Dacă ne uităm atent, în Turcia la noi plecau undeva aproape 100.000 de persoane, anul trecut a scăzut, dar nu atât de tare. Ca număr a scăzut cu aproape 50.000, chiar peste 50.000, însă ca ponder nu este foarte mult. În Turcia au continuat să plece aproape jumătate. Cred că aceasta se explică prin faptul că Turcia a avut niște condiții ceva mai legere pentru turiști, în special și pentru cetățenii Republicii Moldova. Turcia devine atractivă. Pe locul 3 ca scădere și ca număr și ca impact este România. De la 42.000 plecați oficial în România în anul 2019 a scăzut până la 6.000. Dacă ne uităm atent, moldovenii în România practic nu au plecat deloc. În schimb, românii în Republica Moldova au înregistrat o creștere. Dacă ne uităm atent, observăm foarte clar primele 10 țări. Deci, practic, sunt țările care cu destinații turistice. Vreau să atrag atenția la Ucraina. În Ucraina, cea mai mare parte a moldovenilor care pleacă în turism, pleacă prin turismul neorganizat. De aceea, din punct de vedere a turismului organizat la noi, domină Bulgaria, Turcia, România, iar în realitate, cel mai mulți turiști moldoveni pleacă peste hotare în Ucraina. Dar în Ucraina, cred că în proporție de 90% cetățenii noștri pleacă fără agenție de turism. Eu personal îmi imaginez greu cum pot găsi un moldovean din Republica Moldova care pleacă printr-o agenție de turism la odihnă în Ucraina.
Dacă ne uităm mai departe, cum este profilul turistului în Moldova, când vorbesc de profilul turistului în Moldova, cine sunt clienții pensiunilor noastre, în special pensiunilor agroturistice, eco-pensiunilor noi în prezent în Moldova, în principiu, dacă vorbim de turism, în afară de turismul acesta cultural, vizita de mănăstiri, vinăriile noastre, unica formă de turism prin care noi putem să atragem cineva ca să viziteze o Moldova este agropensiunile sau turismul verde. Deci. Și dacă ne uităm atent, mulți cred că cel mai mulți care vin la noi să odihnească, fie în agropensiuni, fie turismul verde, cum ar fi în Lunca Prutului, noi avem acolo câteva pensiuni, foarte multă lume crede că sunt străine. De fapt, nu este așa. 90% din vizitatori sunt cetățenii Republicii Moldova. În turism organizat pe interiorul țării, la noi în anul 2019 am avut 66.000 de turiști, dintre care 46.000 au fost turiști moldoveni și 19.000 sau aproape 20.000 au fost turiști străini. Dacă vedeți, domină foarte puternic turiștii autohtoni. În anul 2020 noi am avut o prăbușire a turismului străin, el a scăzut cu 13.000, deci o scădere fără precedent din ultimii 25 de ani. În schimb, turiștii autohtoni, scăderea a fost nesemnificativă. Putem spune în felul următor, în anul de pandemie, pensiunile noastre agroturistice, pensiunile noastre, turismul nostru verde sau ecologic, a supraviețuit datorită faptului că cetățenii noștri nu s-au dezis de a se odihni, ba mai mult cred că ei și-au menținut tendința de a se odihni în țară din simplu motiv că nu aveau o altă perspectivă de odihnă. Ca concluzie pot spune următorul lucru. Anul 2020 a fost un an când cetățenii noștri practic nu s-au odihnit sub formă de turism. Cel mai mult acesta a fost afectat turismul de plecare din Republica Moldova. Aici avem o scădere fără precedent în istoria noastră. Cel mai mult ca destinație a fost afectată Bulgaria, unde practic au dispărut turiștii Republicii Moldova. Scăderea este de peste 20 de ori. Turcia, fiind o țară mai deosebită în abordare, la noi a avut loc o scădere, dar nu atât de dramatică, mai puțin de două ori. România, cum a fost o țară destul de importantă, a rămas. În interiorul țării, cetățenii noștri, practic, nu și-au redus vizitele și lucrul acesta a salvat cumva pensiunile noastre. Iar turiștii străini au plecat fără a veni în Moldova. Deci noi avem un număr foarte micus de turiști, 20.000 de turiști, aceasta este, ca să fiu așa puțin mai educat în abordare, asta este zero. Deci asta nu avem turiști. Deci cred că dacă nu avem vreo până la 200.000, nici nu trebuie să vorbim despre turism. De aceea noi trebuie să ne gândim cum putem aduce turiștii în Republica Moldova, ca această cifră de 20.000 să o creștem de câteva ori, din ce cauză? Ultimul grafic vreau să vă arăt, care de fapt arată drama prin ce trec pensiunile noastre rurale și pensiunile noastre care vor să dezvolte turismul rural, agroturismul sau turismul verde, proiecte pe care Idis Viitorul le implementează în prezent în regiunea Cahul, Galați și Reni. În mod normal, o pensiune poate supraviețui dacă capacitatea sa este utilizată la cel puțin 40% în timpul anului. Dacă vă uitați în Republica Moldova, noi avem doar 3 luni, când în trimestrul 3, când pensiunile sunt utilizate la capacitatea de 40%. În rest, capacitatea de utilizare este 7%, 11% sau 20%. În mediu, capacitatea de utilizare a pensiunilor noastre este de 2,5 ori mai mică decât minimul admisibil. De aici reiesă costurile mari, profitul mic și, să zicem așa, curajul descurajator a celor care s-a antrenat în acest proces, deoarece fac investiții, așteaptă turiștii, dar ei nu mai vin. Pe lângă turiștii pe care avem din Republica Moldova, care sunt fideli pensiunilor noastre rurale și vizitează și sunt 90% din clienți, cred că noi trebuie să creștem, pe de o parte, interesul cetățenilor noștri de a se odihni în agropensiuni, pe de altă parte, să asigurăm venirea turiștilor străini. Și una din soluțiile pe care o vede Idis Viitorul este anume cooperarea regională, astfel încât să creăm trasee comune pe 2 sau 3 țări, în cazul dat vorbim de 3 țări, pentru a crea un interes sporit de vizitare a unei regiuni. În opinia noastră, atunci când vorbim despre 3 țări,
Prutul, Dunărea, fauna, flora din lunga Prutului, din delta Dunării, cred că este un punct de atracție cu mult mai puternic decât atunci când dorești să promoveți doar cu o singură dimensiune. Asta a fost spus pe astăzi. Sperăm foarte mult că anul 2021 va fi un an când turismul își va reveni și sper foarte mult că nu își va reveni doar prin faptul că cetățenii noștri pleacă peste hotare, dar și prin faptul că străinii vin în Republica Moldova. Vă mulțumesc și până la următoarea ediție a Analizelor Economice.